Ceva decât chipul dragostei în icoana crucii. Maica Domnului, ea însăși este icoana a crucii. Iar acoperământul său nu înseamnă altceva decât Maica Domnului răstignită pentru lume și deodată cu lumea. Pentru că ea zicea, iubește și suferă asemeni Fiului Său, nu doar pentru lume, ci deodată cu lumea. Și de aceea niciodată în istoria noastră ca și creștin n-a fost cineva mai aproape de om, cineva mai aproape de noi, dintre aleșii lui Dumnezeu, decât Maica Domnului. Și în orice casă de creștin ai merge și să am fi mers cândva în trecut, nu lipsa niciodată icoana Maicii Domnului.